Bună dimineața! Auzi ce trafic e la ora asta. Dormit aici în părculețul ăsta. Aici e oficiul de turism, informații turistice. Părăsim locul de campat, ne îndreptăm spre benzinărie. Ne-am odihnit bine, da. A fost zgomotul ăsta de la mașinile astea. Hai rusică! Azi avem de mers 800 km. Să vedem, îi face sau nu-i face? Tu ce zici? Îmi vom vedea. Dar nu e nimic sigur în stilul ăsta de călătorie. Dar e bine că avem un început bun la 9. Bine, până ajungem pe că 10 la stop. Că avem vreo 5 km de mers acum. Să ieșim la principala aia. Băi, fraților, deși e ora 9, nu e niciun magazin deschis. Ce s-a întâmplat? Și a ieșit miezul săptămânii, miercuri. Ia zi-mă, baby, ce s-a întâmplat? Păi nu știu, dar nu e nimic, nu e și supermarketul ăsta de... N-avem ce pune în gură dimineața și n-avem ce băga în gură, direct. Nu sunt oameni pe stradă, mai trece așa câte o mașină, dar... Gracias! Uite, am găsit aici, pe marginea drumului, cu oamenii ăștia care mănâncă un d-asta, pane în cheso. Și am cumpărat tot asta. Da, și vând, ia uite, mă, ce mare e, mă! Cald, cald, fraților! Acum putem să stăm la stop. Eu am văzut acolo la semafor că aveau un lad între picioare și se pregăteau să vândă ceva, da? Am zis, bă, vinde apă acolo la de-astea, la șoferi. Încolo, avea lada plină cu de-astea, cu pane echesu, la 500 de pesos, care înseamnă un dolar și un pic, un dolar și 20. Hai să zicem un 6-7 lei. 6-7 lei. Și la fix ne-a dat-o asta caldă. Deci ne-a scos în cale, practic. Că n-avem alte alternative să mâncăm ceva din asta. Că stă la marginea orașului, pe centură. Hai că după ăștia 5 km am ajuns și la sensul giratoriu în care se desparte ruta noastră. Noi trebuie să o facem în față. Și ne punem la stop. Și în drumul nostru am găsit niște pepeni galbeni. Aici, la marginea drumului, paf, înainte de stop. Ia tu asta ca să nu pice și o iau eu pe următoarea. După culoare mă gândeam că e nefăcut și că nu e bun, dar e bun. Amă că el de sus ne scoate în cale tot ce vrem. Ne-a dat și mâncare, ne-a dat și fructe acum, ce să mai... Noi suntem un pic traumatizați că dacă apucăm să urcăm un camion sau o mașină, ea nu opresc decât la benzinerii și acolo totul e dublu sau triplu. Știi? Și asta, atunci... dacă opresc, că nu poți să-i ceri tu șoferului, da. Frate, vreau să mănânc ceva, oprește, da, știi? Da, da, da. Și atunci faci foamea toată ziua până ajunge el seara, că el nu mănâncă. V-am zis că ei nu prea mănâncă, mănâncă o dată pe zi ca să fie economicoasă treaba și de banii pe care îi face la camion să-și ia lucruri. Nu. De fapt, din ce am întrebat aici, majoritatea oamenilor au 3-4 copii, pe puțin. Suntem aici în mașină cu... Cum se cheamă? Jo? Gustavo Soasă. Gustavo. Ne-a luat pentru 50 de kilometri și ne povestește povești foarte interesante. Asta e zona cea mai caldă de aici. Bine, am simțit eu soarele din prima, de la ora 10. Și se ne ducă 50 de kilometri. E și Cristina aici în spate, ia zic, baby. Nosotros somos Cristina y Victor. Ce mi s-a părut interesant e că ne-a povestit că valea asta este artificială. Da, și să că... și vede un râu, uitați râul. Canal, de fapt, e un canal care aduce apă potabilă ca au să... Au adus apă din munți, au tot făcut lacuri de acumulare din cordiera din Anzi. Și ușor, ușor au adus apă pe valea asta ca să... planteze, să se facă verde, că era de fapt un mare deșert aici. Asta e mare producătoare, valea asta, de pere și de mere. Tot te vedeam camioane cu lădițe, cu de-astea. Și de petrol. Petrol, cum este? Prin fractură. Petroliu, oil. Fractura, nu? Fractura de petrol. Fractura de petrol, da. Deci, la fel de menționat, că se exploatează mult petrol aici. N-am mai filmat când a oprit el, pentru că... Am mai oprit încă vreo 3 mașini și mergeam, nu știu, 10-15 km, credeam că vrem să mergem până în satul următor.
Da, era bine să avem un pancard de ceva scris. Da, și ne-a zis că asta e cea mai mare vale artificială din lume, făcută de om. Ves que es todo artificial los ríos, no hay río. De irrigación. Y estos son los chiquitos, ahora te muestro el grande. Pero hay uno principal, los gigantes tenés dos o tres, de las represas grandes. Omul ne duce să ne arate digurile pe aici, că să fim perfect convinși că nu ne minte ce zice. E valea artificială treținută de digurile astea cu apă. Exact ce am văzut în Maroc, în Egipt, cum fac agricultură, nu? Da. Și aici putem vedea cum e controlată apa, de fapt, apa râului. Da. Cum se dă zice, puțin câte puțin pe fiecare zice că un italian, Cipola, de-aia poartă și numele de Cipoli, de-aia poartă și numele orașului. De la italianul ăla a făcut digurile astea, un inginer constructor. Suntem aici cu protectorul nostru, ne-a dus la o de-asta de fructe și mâncăm fructa locală de aici. Cum se cheamă asta? E nectarină, Paloma. Dar se numește pelon. Pelon. Aici. Credeam că e de aia tare, ca în supermarket, fără niciun gust, dar nu, asta e zemoasă și e foarte gustoasă. Mi-a făcut omul cinste, frate. Mi-a luat două plase astea. Acum a oprit unul. 150 de kilometri. Da? Hai că merge. 150 de kilometri. Iei tu plasă? Ăștia, cât au zis că merg? Cam 150 de kilometri. Stop, păi stop, tată. Serviciu, n-ai ce faci. Trebuie să ne mișcăm. Da. Mai ales că e camionetă, nu e camion, ca să meargă greu. Ăștia merg, uite, merg. Mamă, cu 140 merg ăștia aici prost. Deci cam într-o oră ajungem. Tata, am patat de re mai la puta. Este acelera el freno. Porque me quebré yo. Me la llevo con esta. Ajá. Esta es Argentina. Sí. Interesante, que nunca vimos esto. Es que no se hace en ningún lado, yo lo inventé. Ah, ¿lo inventé? Sí. Porque estaba quebrado y tenía que seguir trabajando. Sí. Entonces me dice, ¿y cómo hago? Sí. Y le digo, soldame algo que puedo acelerar con la mano y frenar con la mano. Super. Omul ne-a explicat că are piciorul lovit, a căzut pe el, nu știu unde, și și-a făcut el singur manetele astea, una de accelerație, una de frână, și cu piciorul stâng bagă în viteză, apasă ambreiajul și bagă în viteză normal. Omul e deștept, vrea să muncească, apreciez pentru asta. Nu, baby? Altul ar fi stat pe dreapta și ar fi așteptat, nu știu, ajutor. Gracias, te admiro mucho pe tu esforto. Gracias. Bine. Hai că a oprit unul și zice că ne duce 30 de kilometri. Eu n-aș fi acceptat, dar ce să facem? Acum Cristina încearcă să explice de unde vine legenda lui Dracula. E CD-ul ei favorit. E clasica. Ciupa, Ciupa Sangre. Angel. Așa arată străzile la ei, sunt sute de kilometri care nu sunt reparate de ani de zile. Se pare că avem multe în comun cu țara asta. Stăm la stop aici. Tocmai ne-am întâlnit cu... a venit pe jos așa un tip care călătorește. N-am înțeles, pe jos călătorea? Da, în mare parte pe jos, dar am văzut că face și stopul, că noi am trecut pe lângă el făcând stopul. Suce la Mendoza, călătorește de 4 ani pe jos. A fost până mai multe... țări. Și săracul are și o problemă la picior, deci cât merge pe jos și are și problemă la picior.
pe căldura asta nasol. Dar e de apreciat. Noi ne simțeam un pic în mijlocul anicăieri aici pe câmpul ăsta și a trecut tipul ăsta și ne-am dat seama că sunt alții care fac chestii mult mai extreme decât noi, oricum. Da. Stăm cam degeaba, nu vor să oprească camioanele, nu înțeleg de ce. E și drumul ăsta foarte prost, nu e circulat cine știe ce. Nici autobuze n-am văzut. Sper să nu rămânem pe aici azi. Da, sinistrați. Cam filmele americane, mă, cam filmele americane a trecut una. În Texas zici că suntem. Plictisală mare. Trec mașini rar. Am făcut o pauză la... Suntem la benzinărie aici. Și ne-am luat un sandwich, niște biscuiți. Să mâncăm. Și e cald afară, e zăpușeală mare. Cred că arată bine sandwich-ul. Mamă, au plecat toate camioanele fixate din parcare. Suntem noi aici. Mamă, cu burta plină am ieșit la stop și primul camion care a venit, paf, i-am făcut eu, haide mă, hai te rugăm noi frumos. Hai Emanuel, care numele acum? Da. Și am zis, haideți mă, i s-a rupt sufletul mă, pur și simplu, e în lacrimi, mă aștept să-l găsesc în lacrimi în camion. A văzut și cu steagul argentin. Ce să mai mă, ce să mai vorbim, ce să mai vorbim. Acum să vedem dacă merge la Salta. Vreo 500 km, nu? Câți? Hă? Câte? 1500 km până la Salta, unde merge omul. Hola! Suntem aici cu Emanuel și vorbim despre asadul, despre grătare, despre mai multe lucruri. Vă mai țin la curent. Și am fost la supermarket și ne-am făcut un sandwich, fraților, ia uitați. Mamă, dita mai șalupa, cum se cheamă ăsta mă? Submarinul, dita mai submarinul. Am dat 2000 de pesos, am luat șocolată, am luat și ciocolată la fată, am luat și ce am mai luat? Chipsuri. Gracias. El placer mío. Muchas gracias, gracias por acompañarme. Multe discuții, frate, multe discuții și interesante. E ora 11, am ajuns, am întrebat aici la o benzinărie și o să punem cortul, ne las. Am dormit aici la IPF, la stația asta de benzinărie. Dormi bine și eu, relativ. În siguranță că e un gard aici. Zgomot, dar ce să faci? S-a desuflat Salteaua, m-a lăsat pe mine Salteaua. Trist! Sunt trist! S-a înțepat Salteaua. Am găsit și cauza, erau o grămadă de țepi pe sub cortul nostru. Zeci, mici, minusculi, cu trei colți. Deci în fel de mădăstea, așa, nu știu cum să zic. Era imposibil să nu te... Mare minune să nu fie și a mea înțepată, deși eu n-am simțit că s-a desumflat. Trist. Mai avem 2 săptămâni de voiaj și o să dorm pe nimic. Acum am ieșit în fața la IPF, ăsta la benzinărie. În spatele nostru e cordiera, munții Anzi. Bine, sunt clădirile astea acum și nu se văd, doar noi de la benzinărie am văzut. Și intrarea, problema e că intrarea în oraș. E greu de făcut stopul la intrarea în oraș. Noi trebuia să ieșim acum, să mergem nu știu câți kilometri, să ieșim, dar profităm de faptul că e drum drept, da? Băi, să vedeți ce ni s-a întâmplat, stăm așa la stol, liniștit, să auzim un claxon în spate, după stradă lateralnică. Când colo, e unul cu cisternă acolo și ne face semn dacă mergem. Da, fluiera, nu știu ce se întâmplă. Noi vreau să ne facem un carton, tocmai ne certam că găsisem eu un bidon alb. Vreau să scriu pe el Cristina, ci că nu cu bidoane, ne facem de râs. Nu de râs, dar stai cu bidoane, trebuie să-l lași la marginea. Peste la marginea drumului, dormim la benzinării și ne mai e că ne facem de râs. Că ținem un bidon în mână unde scriem destinația, ca să înțeleagă șoferii unde merge. Uite, ăsta era. Întreabă cu dacă. Să
suntem în camion, nu ne ducem mult, ne ducem până la Mendoza. De genes, era teamă, n-am scăpat, o să ne bagem într-un oraș mare, dar acolo sunt alte oportunități. Am văzut că e și o gară de tren, nu? Ai văzut tu? Sau aici? Nu, aici era. Aici era, da. Dar cred că la Mendoza duce. Da, așa, și poate luăm un autobuz, vedem, se deschid alte oportunități. Ne-am dat jos în oraș și ne-a arătat de unde să luăm un autobuz, să vedem acum să luăm un autobuz, să ieșim la aeroport, să ieșim din Mendoza asta, suntem în Mendoza. Dar nu o să vizităm orașul pentru că nu avem niciun chef să vizităm orașul acum și suntem cam presați de timp, adică vrem să ne mișcăm. N-am făcut decât 100 km cu camionul ăsta, dar măcar i-am făcut, sunt în plus. Haideți că n-am așteptat mult, am așteptat 10 minute. Și asta e, am primit autobuzul 611 pe care duce la aeroport. De acolo sperăm să facem stopul. N-am găsit să luăm cartelă, n-am găsit nici să o încărcăm. Ne-a lăsat șoferul așa, ca și în Buenos Aires. Oamenii bine, mai era varianta, dacă nu ne lăsa să rugăm pe cineva din autobuz să plătească cartela și le dai noi cash. Dar n-a fost cazul, de treabă oamenii aici. Așa, acum traversăm Mendoza, practic, să vedem când ajungem la stop. E 11:05. Gata plimbarea cu autobuzul, ne-a plimbat chiar prin centru, dacă vă vine să credeți. Am văzut și centru cu ocazia asta. Suntem la lângă aeroport, ăsta e drumul, să vedem încolo. Și uităm ceva de mâncare. Da, uite, sandwich de la Mila, 300. Hai să ia să vedem. Ce milanez, ia să vedem. Mă, milaneza, frate. Hola. Bună. Uite-l. Ce zici? Suport? Să presiento? Si. Sandwich de milaneza. Cu leciu și tomate, sunt nada de aderes. Hai că o jumătate de oră de stat aici în oraș, a oprit unul. Să vedem dacă și merge San Juan. Otros años atrás viajamos desde Colombia a Patagonia a dedo también. Y entonces hablando con la gente aprendí. Pe tu nume? Gaston. E un control în față și Cristina a trebuit să se ascunde, uite, sub drapelul ăsta. Ăsta e camionul, ieri am mers cu un Volvo, acum mergem cu Scania. Tot așa, 600 km. Ne-a salvat. Ăsta zici că e parcursul nostru, nu? Chile, Brazil, Uruguay, da. Paraguay, Argentina. Călătoria asta m-a oprit în difunta Coreea ca să mâncăm. Hai să vă arătăm ruleta asta, că e frumos pictată. Șoferii de camion vin aici ca la un sanctuar, vin să se roage, să își pună dorințe, să se facă promisiuni. Cine a fost, sau despre ce e vorba cu difunta Coreea aceasta? În anii 1800, în timpul războiilor civile, o femeie a rămas fără soț, mă rog, soțul a plecat la luptă și ea s-a chinuit cu copilul, fiind o zonă deșertică, prin zona asta a mers foarte mult timp și a murit în deșert. Faza interesantă e că a fost găsită și copilul, bebelușul, încă sugea de la piept și a supraviețuit și de asta se crede că a fost un miracol că a supraviețuit copilul, chiar dacă aceasta murise. Și lumea se roagă, crede că este făcătoare de minuni, vin aici cu promisiuni și cicălii s-au îndeplinit dorințele. Deci ce am înțeles, este protectoarea șoferilor de aici, din Argentina. Suntem aici la restaurant, ne-am comandat milaneza Caballo. Caballo, înseamnă milaneza cu ou și cu salată rusească. Bă, vă vine să credeți sau nu, ne-am săturat dintr-o porție amândoi, nu? A fost suficient. Oricum aș fi mâncat și altceva în afară de sandwich-urile alea, de la tot mâncat zilele astea. Eu de cum am intrat am văzut aici că e răcoare și am văzut pe ăștia la masă și m-am dus direct să văd ce au în farfurie. Și mi-au plăcut porțiile mari, am întrebat cât e o porție de aia. Și au zis, aia e. Și nu încercase milanesa a Caballo până acum, șnițel din acesta de vită cu un ou deasupra și cu salată rusească. Eu am crezut că e Caballo înseamnă cal, eu am crezut că e de cal. Deci făcură treabă cu 2300, cât am lăsat și la asta, cât înseamnă? 5? 6? 7 euro. Da.
Bine că am găsit, că rămâneam nemâncați cu camionul. Da, și ce noroc avem cu omul ăsta care ne-a luat la stop, că mergem până la Rioja. Bine, între Mendoza și Rioja știți că e zona vinului din Argentina. Și am tot văzut pe drum vițe de vie. Am vrut să cumpărăm struguri, dar n-am găsit. Și de asemenea se văd și munții Anzi foarte frumos. Frumoasă zona de stat și de explorat. Am făcut o pauză, e ora 8, mai avem vreo 2 ore de mers ca popa și ne zmurțim un pic aici. Deci n-am văzut în viața mea așa ceva, trebuie să veniți să vedeți ea. Voi ați mai văzut copac verde, adică cu lemnul verde? Ce copac cu ăsta? E apus frumos, e cald de leșin și Gaston tocmai ne-a propus, dacă vrem în seara asta, să dormim în camion acolo, în remorcă, că el o să meargă la un spațiu de servicii cu duș, cu toalete, cu toate cele și dacă vrem să mergem și noi, să nu rămânem așa oriunde. Și cred că o să acceptăm, că nu știu ce alte variante mai avem pentru Rioja, doar să, când avem net, să ne uităm puțin și noi pe... Da. Să vedem ce posibilități avem. Bună dimineața! Cazare cu priveliște la stele. Am venit aseară târziu, pe la 11, și ne-a dus șoferul în parcarea lui unde stă el. Ne-am făcut duș aici și ne-am montat curtul aici în camionul ăsta ca să fie protejat și de soare, pe fiind și în siguranță, că e parcarea păzită înăuntru la firma aici unde lucrează el, unde trebuie să încarce el dimineața asta. Am ajuns la Rioja. La Rioja suntem, am putut să schimbăm bani, să mergem la o destinație din asta turistică. Vedem dacă se poate, dacă găsim autobuz, dacă... Da. Ne-am trezit. Da. Fue un placer, hombre. Excelente. Gracias, gracias por la compañía. Gracias. La verdad que les agradezco haberme acompañado en el viaje. Y veniendo. Nosotros le agradecemos para ser parte de nuestro viaje. Bueno, no. Por así en tu sufletu un pic așa. Am mai lăsat ceva, am lăsat un pic de suflet în camionul omului ăsta. I-am dat și un tricou. A plăcut, ai văzut că da, a fost surprins. Da, mă gândeam să nu cradă. Să jignim, da, să nu jignim. Ieșim din parcare și ne continuăm drumul spre centrul orașului. E deja 9:30, 35 de grade, suntem pe drumul spre centru, 4 km de mers, mi-e cald cu șapca în cap, dar e mișto că se văd munții în dreapta, uite, se văd, se vede peisajul ăsta frumos. Ce ar fi de zbor aici la munții ăștia și nu zboară nimeni. E vântul slab, e soarele pe pantă. E de scările, cambie, nu sunt. De unde? Acă? Ai o stagia. A, suntem, ne-a luat un domn o mașină, a făcut autostopul și... Ne-a dus în centru și acum ne și ajută să schimbăm niște dolari. Cursul e relativ bun, dar trebuie să ne întâlnim cu omul, facem o afacere de asta, să vedem acum dacă ne păcălește, dacă nu ne păcălește. Hai că am schimbat 200 de dolari, a dus omul, a venit unul mafiot mare cu ochelari, poate avea două departamente și două blocuri mari. I-am dat... Mi-a numărat banii primat 337 de mii, i-am dat 100 de dolari și după aia încă o dată, ca să nu mă păcălească, să număr și eu bine banii, să nu tragă de bani. Mai știi și noi niște chestii. A decurs totul bine, omul ne duce în continuare la stația autobuz. Îi dăm și lui ceva acolo, chiar dacă a zis că e din partea lui, îi dăm și lui 1000 de ăștia. Că na, și-a sacrificat de un timp de benzină, ne-a ajutat mult. Au trecut și pe Ștefan cel Mare. Es un monumento a un caudillo. La autogară să întrebăm prețul. Hola, había un
Vía Unión. Suntem la autogară. Am întrebat de autobuz spre Talampaia, spre locul în care vrem noi să ajungem. Și e doar de seară la 6:30 și costă 1500 de pesos de persoană, adică vreo 4 euro de persoană. Nu asta ar fi o problemă, că ar fi fost ok, dar e târziu, pierdem ziua de azi și așa că ieșim la stop. Am fost la birou de turism aici, să mai luăm ceva informații. Am mai oprit în drumul nostru spre ieșirea din oraș, care sunt 2 km. Am oprit la supermarket, am mai dat 5 euro, am luat niște biscuiți, un sandwich, să avem pe drum, că cine știe unde ajungem, ce facem. N-avea sens să așteptăm autobuzul până diseară la 6. Eu cred că până diseară la 6 suntem deja acolo. Uitați un Rolls Royce camionetă. E 11:20. La Patakia, aici trebuie să ajungem, 69 de kilometri. Patkia, am ajuns la sensul giratoriu. Uite și pe părintele prea fericit. E în sensul giratoriu aici. 11:35. Dacă să faci stop. Ia zi, baby, cum te simți? Fierbinte, înfierbântată. Acolo se zboară cu parapanta. Și că a fost și campionat mondial aici. Cum se cheamă aici? Unde suntem? La Rioja. La Rioja, aici a fost campionat mondial. Eu mă bucur că am identificat zona, zic, bă, era mișto de parapanta aici. Și chiar e, acolo în vârf, se poate ajunge cu mașina, cu o mașină mai înaltă, de teren, așa. Cristina e în acțiune, face stopul. Hai că a oprit să ne ia, dar sunt deja doi în camion. Și încă ne strecurăm și noi, cum putem, aici. Hola. Talampaia, de Patkia, alea dreapta. Ah, parcă Talampaia. Si. Deci, bine, gata, si. E prima dată când mergem cu un cadou, adică să stăm amândoi pe pat. Ah, nu-mi place pe pat, deja mă doare mijloc. Freddy. 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 Vreau să începem un salam de Córdoba. Nombre de princesa. Presidente, nu de... Eso no es bueno. Es la delincuente mayor que hay en Argentina. Esa es. Son los que están en el gobierno. Hay uno que tiene el nombre. Una polaca y una inglesa. ¿Ellos hablaban o no? Sí, la inglesa no entendía nada, viste, pues entendía poquito, pero lo que es la francesa. Ah. Ha sido un placer haber. Víctor, que tengan un buen viaje. Gracias. Y también. Hai că ne-am dat jos din camionul ăstora. Foarte, foarte de treabă. Ne-am urcat străini, ne-am coborât prieteni. Foarte amabil, foarte prietenoși. Experiență interesantă amândoi acolo. Victor ezita înainte să urcăm în camion. Da, eu zic, bă, suntem de 4 inși unde stăm pe canapea pe asta, dar nu-mi pare rău. Interesante mașinile astea cu remorcă. Remorcile astea sunt bune doar în Patagonia, pentru vânt. Cortul nu face față și atunci e bine să ai o remorcă de asta, că te ferești de vânt. Da, am conversat mult cu oamenii ăștia, ne-a arătat că are pisică și iubește mult, am arătat și noi pisicile noastre. Când i-a arătat Cristina poză cu 3 pisici, s-a emoționat la pe el, să zic așa. L-a cucerit. Deci nu l-a interesat motocicleta, parapanta, când a văzut pisicile. Mai mergem un kilometru și acum prin căldura asta. Să avem orașul, practic. Priviți ce e în spatele meu. O parilă de asta, un grătar de asta pe stradă.
Mamă, întreabă tu cât costă ea. Cuánto costa media pollo? Medio pollo. 1300 con frita, eh. Esto, ¿no? Ah, sí, esto. Y el 2500 entero. 2500 entero. Y cu cartofi. Și noi ne-am luat mâncare de la supermarket cu 2100. Biscuiți și iaurt. Hai că suntem mâncați, acum e bine știut, poate când venim, da. Nu? Quizás cuando regresamos, hasta qué hora? Hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Fraților, nu trece nicio mașină pe aici. Uite acum. E un jumate. De una, dar nu știm dacă face stânga, dreapta înaintea noastră. Ia. Mă rog, umbra asta, altfel e zăpușeală mare. Mâncăm ce am cumpărat de la supermarket, sandwich-ul ăsta. Împărțit la 2 și un iaurt de căpșuni. Da. Hai, poftă bună. Poftă bună. A pus frână, băi, băiatule. Doamne, e ora 2. Asta era mai de lux, ia uite. A pus frână și de ea, fraților. Trebuie să crezi. Noi eram între noastre aici, povesteam tot felul de chestii. La prima clasă. Suntem aici cu Maurizio, ăla Maurizio, și ne-a salvat pe cât? 100 km sau cum? 100 km, ne mai rămân 50 până rezervație. Bine, el ne lasă la baie de la Luna, facem stop spre Talampaia. Să vedem dacă mai găsim ceva. Gracias. Muchas gracias. Que la pasen genial. A rămas în mijlocul deșertului, aici nu avem absolut nimic. Suntem înconjurați în partea aia 100 de kilometri, în partea asta cred că 150. Și în partea asta habar n-am, dar suntem fix în mijlocul deșertului și nu trec mașini. Să vedem cât timp o să stăm aici. Avem și un semn aici cu Region Norte, suntem în regiunea de nord. Și Canyon Talampaia 58 de km. Aminte de așteptarea asta, ce aminte de la Mano de Desierto de acum 4 ani. Zăteau în mijlocul nicăieri, nu? Da. Nu se știa unde. Dar în schimb acolo treceau camioane, aici nu da. Trece nimic. Hai la n-avea cum să termine călătoria și să nu simțim și un pic de greu așa la stop, că prea a fost ușor până acum. Ne-am băgat aici la umbră, la umbra indicatorului ăstuia. Că nu poți să stai în soare, leșini, mori. Ce inspirație am fost să luăm 2 litri de apă din ultimul sătuc, de unde ne-au luat camioanele alea. Care, apropo, aproape s-a dus, adică... Da. Stăm 2 ore jumate aici, nu se întâmplă au nimic. Au trecut vreo 3 mașini. Da, în viteză mare, 150. N-au schițat nimic. A, să vă povestesc de aseară, că nu v-am povestit o chestie foarte amuzantă. Am rămas noi acolo în parcare să dormim... Am montat în cortul în camion, în spate. În remorcă și ne-am dus să ne facem duș la... erau servicii sanitare acolo și s-a dus prima dată Victor. Eu am stat la cort, am stat de pază, să zicem așa, că lăsăm toate lucrurile de valoare. Și după ce a venit Victor, m-am dus eu. Și la femei era o încăpere așa la duș. Am închis ușa, mi-am făcut duș, toate cele, mi-am spălat și niște haine. Și când să ies, nu se deschidea ușa, am rămas blocat acolo. Și vă dați seama că era adică departe de mașini. Eu am văzut că nu mai vine, dar zic, măi, și-o face baie la păr, durează o oră, am strigat, nu era nimeni pe lângă. Dar zic, de ce se blocați ușa? Că n-avea clanță pe interior. De fapt, ușa se închisese normal, numai că n-avea pe ce să o acceseze ca să deschidă. N-am văzut asta, pur și simplu am deschis ușa și am împins-o ca să o închid. N-am văzut aspectul ăsta, eram și obosită și vreau să-mi fac duș.
Și n-am văzut că dacă vedeam, nu închideam. Și a rămas blocată acolo. Și a rămas blocată. Băi, și o căldură în baie după ce făcusem abur așa și... oricum era cald afară. Simțeam că mă sufoc, mamă. Era, avea un gemuleț așa la ușă pe care l-am deschis și tot strigam hei, hola, hola, alguien. În caz că m-auzea cineva să vină să-mi deschide din exterior. Băi, și am stat, a fost horror. Cam un sfert de oră am stat acolo închisă. Mi-au trecut prin cap tot felul de chestii. Vă dați seama, am fost panicată, ce să mai. Și până la urmă a auzit un nene, un șofer. Sau de vreo mașină, nu? Sau de vreo mașină, ia stai să mă ridic eu. Noi stăm aici la umbră, dar stai cu ochii și pe mașini. Trebuie să vină de încolo o mașină, dar nu vine. A? Vine un camion, se aude. Hai să facem stop. Deci a venit un șofer și mi-a deschis ușa și m-a salvat de acolo. Vai de cap. Bine, putea să o violez sau ceva, că era ușa închisă. Da, a fost creepy, a fost horror. M-am speriat destul de tare. Are camping car ăsta. Dar nu ne ia că n-are loc. Da, ați văzut că nu a oprit, ați văzut. Op. N-avem nicio speranță. Hai că opri cineva. Pare că e microbus, nu? Da, e microbus, dar eu am întrebat cât costă și a zis că nu, că nu știu ce, nu știu, să vedem, nu știu, da. Să coborăm. E ora 4. Hai că ajunserăm, în sfârșit. Hai să mergem repede 500 de metri, să vedem, poate mai prindem un tur azi, deși e cam târziu, e aproape 5, e 4 jumate. Parc Național Talampaia. Patrimoniu de la Umanitate. Deci nici aici, nu mai voie cu drona, o cărăm degeaba. E foarte bine amenajată zona, uite aici și ceva sandwich-uri aici, zona de camping, măsuțe, tot ce vrei, nu costă nici mult, e vreo 2 dolari, vreo 4 dolari costă campingul, e foarte mișto, aranjat aici, ia uite, aici și Wi-Fi. Cristina face acum rezervarea pentru camping, să stăm aici, din păcate... Nu putem să facem tururi astăzi, doar mâine la 9, primul tur. Am întârziat o jumătate de oră, că puteam să-l prindem pe ăsta de ora 4. Atunci când am ajuns, noi ne-am mai relaxat puțin pe canapea și ieșim să inspectăm zona. În această zonă au fost găsite osăminte, oasele celor mai vechi dinozauri de pe planetă. Uite, avem aici unul. Lesensaurus sauropoides. Metri lungime. Uite, avem mai mulți. E un mic traseu în care putem să vedem diferite specii de dinozauri. Ce trebuie să spunem despre Talampaia este că denumirea
înseamnă Tala Dry River, adică râul uscat din Tala. Asta pentru că în mare parte din an râurile seacă aici și doar atunci când plouă, ele curg foarte repede, adică sunt foarte învolburate și se duc. Și da, este un peisaj deșertic. Mă mir când văd copăcei ăștia cum supraviețuiesc. Am văzut și pe aici, pe pagina aia cu scoarță verde, cum am văzut ieri. L-a omorât pe ăsta, bă. Marasuchus liloensis din Triasico. Cei pasionați de dinozauri s-ar simți super bine aici, ar fi foarte încântați. Sofi, nu? Da, aici la Râșnov. Uite, cum vă spuneam, copac din ăsta chiar îmi dă impresia că e piele de reptil, așa, scoarța copacului. A, uite ceva mare aici. Uite, vezi că în partea aia în munți plouă. Fasolasuchus tenax. Ce culoare interesantă, o știe. Riojasaurus incertus. Ăștia suntem noi doi în fiecare zi. Zupaisaurus rugieri. Asta e Zupaisaurus. Aia sunt eu și ăsta e Coloradisaurus brevis. Gata turul la dinozauri. Noi nu pentru asta am venit aici, ci pentru un tur la niște formațiuni stâncoase. Uitați seama, nu băteam noi jumătate de Argentina să venim pentru trei dinozauri pe care îi vezi la Râșnov. Vrem să vedem niște munți erodați de vânt și de ploaie, niște formațiuni stâncoase spectaculoase. Dar pentru asta trebuie să scoatem niște bani de buzunar, da. Vreo 70 de euro. Cam 70 de euro. Turul, intrarea în parc costă 3500 de pesos de persoană, adică cât vine de aici? Ai calculat 70 de euro cu tot cu intrare. Da, cu 3500 de pesos de persoană, aici, iar turul, cel mai ieftin tur, este 6500 turul scurt, că nu am zis că nu ne permite turul lung și nu ne-a costat nimic să ajungem aici. Adică da, dacă cu stop. Mai puneai și autobuzul, mai era și ăla. Exact. Dacă vrei să vii cu autobuzul, trebuie să iei ori din La Rioja, ori din Mendoza. Noi am venit cu stopul până la Patquia și dacă faci stopul sau iei un autobuz între Patquia și Via Union, trebuie să oprești, să fii atent pe hartă și să-l rogi șoferul să te lase eventual la intrare în parc. O poți să ratezi intrarea, că mai trebuie da. Să mergi vreo 500 metri până la ea. Exact. Și de aici trebuie să-ți iei o excursie cu jeep sau cu microbuz, nu știu exact cum. Ăștia care au venit erau cu microbuz. Microbuz, da. Adică turul mare cu jeep, e mai puțin accesibil, turul mic e cu microbuz. Între timp ne mai bucurăm de net și de odihnă, că v-am zis, noi când prindem o canapea sau ceva, profităm, ne întindem și la revedere. Eu aș vrea să beau și un vin aici, că am văzut că la preț bun. Aer condiționat înăuntru, mamă, dar Cristina, ce că te deshidratează, nu e bun. Ne deshidratăm, mai bine cumpărăm ca lumea apă, că astăzi am avut nevoie de multă apă și nu prea am băut, a fost foarte cald și mâine o să fie la fel. Și mai pe seară o să ne punem și cortul, o să admirăm stelele, că apropo, de aici se zice că se văd foarte, foarte bine stelele și se vede foarte frumos cerul. O să vedem în seara asta dacă nu o să fie norat cum e acum, că noi ne bucurăm că s-a norat, dar da. Pentru noapte nu e ok. În partea e nor. Da. Și trebuie să ne trezim mâine dimineață la 8, că primul tur este la 9. Și ce o să mai vedem noi în Salta spre nord, ce vrem să mai vedem, am mai tăiat din ele. De exemplu, regiunea Cafayate o să o tăiem. La fel, erau niște stânci, niște formațiuni stâncoase ca astea, dar am preferat să le vedem pe astea. Și apoi mergem spre Jujuy, regiunea Jujuy. Noi acum suntem în regiunea La Rioja, o să mergem în regiunea Salta și apoi în regiunea Jujuy. Și de acolo începe mersul spre Paraguay și Brazilia. Ați înțeles, da? Niciunul între toate astea, dar mă rog. Și ce îmi place cel mai mult în regiunea asta este cactusul de genul acesta. Am văzut foarte, foarte mulți pe o rază de 200-300 de kilometri. Sunt fascinată când văd și sunt unii mult mai mari și au pui lângă, deci foarte, foarte mișto mi se pare.
Uite niște puiuțe aici. Le-am frase. Și uite-ne la restaurant, domnilor și domnilor, nu vine să cred, aici la camping am găsit preț destul de bun pentru camping, 2 euro jumate mi-a luat, deși arată, wow, incredibil. Pentru amândoi, da? Da. Și am și cum am vrut să comandăm un meniu, dar până ne-am gândit noi până asta, s-au terminat. Mai avea doar empanade de carne de vită și ne răsfățăm și cu un vin argentinian. Și cu un vin, frate, adică l-am prins la preț super bun, gen... 2 euro. 2 euro jumate. Și este de aici, din zona asta, așa că... O bere, o bere era 2 euro, adică de ce să... Și ne-a zis că e dulce. O să vedem. Ne răsfățăm și noi. Un pic, așa. Iar e bine. Iar e bine călătorie. Hai, noroc, pe ce te-am găsit. Aer condiționat aici. Mamă, ce frumos, nu? Pe lângă ce benzinărie am fost noi. Da. Sperite așa. Sunt curioasă cum o să fie și locul de camping. N-am fost să vedem. Da, o jumătate, 20 de minute, dacă ajungeam mai devreme, prindeam ultimul tur și da. Eram deja plecat. Dar eu mă bucur că o să experimentăm noaptea aici, că o să vedem ce rol am stărat. Am văzut și aseară, culmea, deși în oraș, aseară în remorca camionului, chiar se dau stările incredibil de bine. Și e bine că nu mai este pe fugă. Trebuie și noi pe relaxare, pe astea, adică...